Avem o urgență! Mami, ce zici să vină și fetele cu noi? Încercați! Tu ești Mircea! Da? Nu o să te doară, nu o să simți nimic. Un nene de aici, din Alba Iulia, zice că ne-a pregătit o surpriză! Hai, mai repede urcați în biciclete! Fiecare membru de familia mea, Mircea, stă cu fundul pe butoi! Vă arătăm când ajungem în hotel! Da, sunt curioasă! Dar a reușit să faci poză cu ei? Of, tati, mă doare spatele! Este un pic înșelătoare. Mircea, ce cauți la bănță? Fii atent în vlog! Familie, au fost deconspirați! Nici n-a reușit bine să ajungem, că deja totul a fost dat în vileag. Cum așa s-a întâmplat? Nu-mi delegă nimic. Este de vină ziarul Unirea, pentru că au știri de ultimă secundă. Și-au dat vestea în toată țara despre noi. Am văzut că ați venit la noaptea muzeului în Alba Iulia, toată lumea vă cunoaște. Ne puteți spune cu ce ocazie la Alba Iulia? De fapt, noi avem astăzi un challenge. Da. În care toată familia noastră, 24 de ore, nu doarme. Dar haideți să vedeți tot ce s-a întâmplat de la început. Toți în genturi și pornim spre noi aventuri. Unde plecăm? Acolo unde niciodată nu am fost în timpul nopții. Pentru că plecăm să sărbătorim Noaptea Muzeilor! Odată ce am ajuns aici în Alba Iulia, nu putem să nu ne salutăm cu clătitele uriașe de la Ace! Salut! Revenim mai târziu aici să mâncăm puțin. Ta-da! V-am prins! În Noaptea Muzeilor am venit să vizităm cel mai important muzeu de aici din Alba Iulia, Muzeul Unirii! Ne-am întâlnit cu prietenii care ne-au servit cu clătite uriașe aici din Alba Iulia! Darea, salut! Tu ești Mircea? Da, sunt eu! Mami, ce faci aici? Mișcare și iar mișcare! Să vedem, ne reușește să o ridicăm? Nu e chiar atât de grea. Dar cum este? Of, tati, mă doare spatele. Chiar e grea roata. L-am văzut pe Mihai Viteazul în piele și oase. Privește aici. Mami, ești soldat? Eu astăzi stau de pasă, nu dorm. Dar acum, ce pregătiri se fac? Marea coronare a regelui și a reginei! Iar toată lumea acum așteaptă cu nerăbdare! Au fost 3 zile de bază, 3 zile cam povești. Prima zi s-a desfășurat la Alba Iulia, următoarele 2 zile la București. Deci aia am văzut pe rege și regina. Iar în fața acestui ansambl, coroana de aur a reginei, unire. Așa să fie! Restaurantele sunt închise și ultima speranță sunt clătitele lui Adi! Într-adevăr, Melissa, am tot căutat aici și doar sucuri, mâncare nimic. Dar e și ora târzie. Metoda ta funcționează. Deja mănâncă? Cu ce ai, Melissa? Iau cu Nutella, banană și nucă de cocos. A ta cu brânză. Mulțumim, Adi, pentru cele mai gustoase clătite! Pa! Iar noi continuăm seara, în Noaptea Muzeilor. Dar mai este lume care nu doarme noaptea aceasta. Și ce ai reușit să vezi? Catedrala și... Pe regina ai văzut-o? Da. Dar a reușit să faci poză cu ei? Încă nu, dar a să fac. Și am ajuns la hotelul medieval din cetatea Alba Iulia.
ce avem aici? Vă arătăm când ajungem în hotel. Am mai încercat odată aici, dar era închis. Iar acum am avut norocul să ne și cazăm. Ne-am cazat? Dar ce cameră imensă avem! Și spațios, uite, tati, ce pot! Încăpem cu toată familia aici! Mami, denumirea hotelului medieval este un pic înșelătoare, pentru că în interior e destul de contemporan, dar cu elemente, într-adevăr, medievale, mami. Și cel mai mult, dacă ar fi fost așa pe perioada medievală, mami, să știi că aș fi vrut să mă întorc acolo. Da, tati, uite ce am zărit aici. Atunci, mami, nu erau telefoane, mami. Uite ce e aici. Aici e o altă perioadă. Toată mobila este de lemn, dar nu numai. Ea priește în sus. Și podul este din lemn, natural. Astăzi este ziua lui David din Alba Iulia, care ne-a servit cu bucate gustoase. La mulți ani, David, să fii sănătos și în această seară să vii să vizitezi și tu ce se întâmplă aici. Am încuiat ușa și mergem la micul dejun, dar nu de asta să trezim copiii. Ia să vedeți ce geamuri interesante de noi. Tati, dar ce e asta? De la început credeam că este un dispozitiv în care îmbraci tunul. Dar probabil o chestie mai pentru geam, ca geamul să nu se lovească. Aha! Uite așa. Într-un hotel medieval găsim un lift modern. Cel mai modern lift. Iar Melissa și Mircea sunt la nivelul 1. Ceva. Eu zic că aceste bile nu sunt comestibile. Haideți la micul dejun. Chiar mi-e foame. Și mie. Eu voi lua câte un suc rece. Vai, câte feluri de salam. Mulțumim! Și fiecare cu bucatele sale. Toate ai o farfurie plină cu legume. Noi mâncăm afară pentru că este foarte cald și eu sunt îmbrăcată în tricou. Și mi-a luat și un iaurt natural. Cel mai gustos dejun de aici, din inima Alba Iuliei, la hotelul medieval. Băieții stau la umbră. Acolo avem temnița, iar în partea cealaltă închisoarea. Vai, ce acoperiș! Dar tu vreodată ai văzut mai frumoși cai decât aceștia? Să încercăm să mergem ca acești soldați! Este un spectacol incredibil! Stat la schimbare de gardă aici, în Alba Iulia! Wow, mami! Cum a fost la schimbare de gardă? V-a plăcut căluții? Da! Ce văd aici? Lucrări ale copiilor de la grădinița numărul 8 de aici, în Alba Iulia! Vai! Uite, ce sunt astea? Paste colorate! Curcubeu! Iar toți
toți copiii au lucrat pentru un scop caritabil. Dragă Carla, să fii sănătoasă! Da. Wow, și picturi pe față! Vă răcoriți puțin cu un suc? O să-l ții. Ține cu două mâini. Ușor că-i rece. Cum e, Matei? Delicios? Un nene de aici, din Alba Iulia, zice că ne-a pregătit o surpriză. Wow! Mulțumim pentru cadouri! Mircea, ia-le și hai să le despachetăm! Haide! Mami, ce zici să vină și fetele cu noi? Desigur! Hai, cheamă-le și să le facem o surpriză! Mă întorc într-o clipă! Deja a apărut mașina răufăcătorilor, Monster Roller! Sunteți curioși cum arată? Da, sunt curioasă! Dori, atunci scoteți-o din cutie! Wow! Și instrucțiunea, să o citim! E simplu! Sunt două figurine super exclusive! Răufăcătorilor! Acesta este Turbo Fuel. Iar aici îl avem pe Dark Smoke! Hai să vedem cum arată și mașina! Wow! Deschidem cabina ca să punem șoferii la volan! Bravo, fetelor! Să pornim la drum! Are și o pușcă care lansează rachete! Și are perii care se rotesc și adună rivalii din orașul Kaboom! Hai să testăm! Matei, pune figurinele! Și... Wow! Hai! Wow, i-a înhățat! Hai să vedem cum îi putem scoate de acolo! Hai, Matei! Și tragem de manetă! Așa, wow, unul este! Și al doilea! Deci eroii din orașul Kaboom trebuie să fie și mai vigilenți, că a apărut mașinuța Monster Roller! Care aspiră tot ce-i pică în cale! Lăsăm copiii să se joace, iar pentru tine avem un nou concurs! Cum se numesc acești doi răufăcători? Scrie repede în comentarii și această mașină vine chiar acum la tine! Mami, despre ce surpriză vorbeai? Cât pe ce să uit! Daria, îți place această mașinuță? Da! Deci, de acum încolo, tu ești stăpână pe ea! Ține-o! Wow, mulțumesc! Cu mare drag, să te joci frumos cu ea! Și cea mai bună activitate fizică aici, în Alba Iulia, este să pedalezi! Dar nu la biciclete simple, ci la fistonete de familie! Hai, mai repede urcați în biciclete! Plecăm! Da, băieții sunt în față! Matei! Matei! Da, aici trebuie să ai un pic de forță! Iar acum un pic să ne jucăm cu ele! Hei, pa! Mașina vine! Nu reușim să vă ajunge! Și dă-i din pedale, băiete! Iar aici, fetele, nu au nicio șansă să ne depășească! Drumul este foarte îngust! Da, da, da! Lasă că vă depășim noi! Încercați! Oh, băieții, cu ce viteză! Și e plin cu pești! Roșii, gri, alb! Vrem prindem pești! Nu prindem! Mi-e place! E greu la deal, Mircea! Dar să vedem cum se descurcă fetele! Ne întoarcem și privim! Și zâmbim! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! L-am salvat! Bravo, Melisa! Avem o urgență! Melisa, Mircea și Matei sunt în ambulanță! Aici avem un deficit. Și acum să vă lăsați? Creierului, a sângelui, absolut tot. Da? Asta facem și acum. Da? Nu o să te doară, nu o să simți nimic, da? Pornim aparat.
Și totul centralizat pe monitor. De fapt, este o simulare și o prezentare aici a echipamentului medical dintr-o ambulanță. Și fii atent, dacă în alba ele se sete... Vai, tati, ai însetat? Cum e apa? Și Melissa, super, ți-a reușit? Și Matei? Dar nu doar familia noastră se străduie să facă mine. Hai să vine normal. Ia veniți aici! Un pic de gălăgie din partea tuturor! Și aici, la festivalul voluntarilor, oamenii ne întreabă, suntem adevărați sau e un vis? Salut, salut! Avem nevoie de trei oameni. Dați like! Nu e vis, e realitate! Mai avem nevoie de un om. Câte poze am făcut astăzi în noaptea muzeilor? Se pare că nu am făcut toată viața noastră la un loc. Iată așa, toți la oaltă. Fiecare membru de familia mea stă cu fundul pierdutoi. Ne aducem aminte de vechea noastră casă, unde mâncam la masa tăcerii. Poftă bună! Mulțumim! Mami, chiar sunt butoaie, mami, adevărate. Da, și sunt foarte grele. Am testat. Iar acum ne sună abonații noștri din Canada. Ce ziceți? Să salutați toți abonații din Canada, familiei mele mii. Hai! Spuneți! Super! Salut! Felicitări organizatorilor și tuturor locuitorilor de aici, din Alba Iulia, pentru că au organizat cel mai frumos eveniment de Noaptea Muzeilor! Super! Mulțumim pentru bucate gustoase, iar noi plecăm să continuăm challenge-ul nostru!